Bună seara, bună seara! Îmi pare bine să fiu la sărbătoarea voastră, să vă cunosc. Draga mea, Nadejda și Constantin, am onoarea să vin astăzi să vă felicit. Aveți, nu știu, o dublă, o triplă sărbătoare, e și nunta, e și încreștinare, așa? A, nu. Deci ați adunat toată lumea să vă bucurați la o sărbătoare frumoasă. Și vreau să-ți ofer aceste flori pentru tine, draga mea, Nadejda. Pentru Amira, eu cred că doarme deja acest ursuleț și mirile să vă uite, dar nu ieșindă, așa? Eca, unde e ajutorul meu? Unde e ajutorul cu darul? Veniți, vă rog! Avem o șampanie, multe nu ți-am adus, dar n-ai să te rog, mică atenție pentru colomire și cu aplauzele voastre. Invită pe celălalt și nașii. Vă rog foarte mult, nașul mare și nașa și pe soacra mare, vă rog frumos foarte mult să o văd aici lângă ea. Soacra mare, unde sunteți? Și soacra mică, vă rog să fiți tot alături aici, vă rog, știți deja de ce? Pentru socru. Hai, las să fie și socru. Pentru soacra mare, cu aplauze, un buchetel frumos. Și nașa mare, că e frumoasă ca o floare. Cum să nu luăm în seamă și fie? Și pentru naș, dar nașul a să-i cinstească și pe socri, n-ați vă supărați. Nașul îi cinstește. Cum vreți? Așa. Deci, dragii mei, darurile le-am împărțit, dar de fapt eu am venit să vă transmit o felicitare. O poezie micuț, scurtă de tot v-am scris, dar tare, tare plină de multă dragoste și recunoștință pentru voi și fericire, pentru că aveți așa o sărbătoare frumoasă și ați adunat atâta lume. Mi se pare eu că sunt mai puțin de acolo, de afară, dar de fapt sunt mulți. Scumpii mei, vă felicit. Vă felicit în suflet cu ocazia acestei zile importante. Când ați primit de la Dumnezeu binecuvântare, vă doresc din suflet casă de piatră. Multă, multă sănătate, fericire, încredere unul în altul, copii frumoși, vise realizate, viață lungă și bogată. Stimă și mult respect să aveți pentru părinți și pentru nănași. Să fie ca acest îngeraș micuț, Amira, care ne bucură azi pe toți să vă crească mare, sănătoasă, să vă aducă numai bucurii. La mulți ani și o sărbătoare frumoasă să aveți astăzi și amintiri multe, multe, o mie. Fetița mamei, mama se mândrește cu tine. Așa, puteți să mă îmbrățișați? Ești floarea mea frumoasă și hărnicuță. Mama îți dorește numai bine. Îți mulțumesc că m-ai făcut o mândră bunicuță. Voi sunteți tot ce am mai scump. Pentru voi voi face totul. Mă bucur astăzi mult pentru sărbătoarea ce ați organizat și pe viitor așteptăm nepotul. Cu aplauzele voastre va veni și nepoțelul. Amira deja-i mare, al doilea mișlări, așa? Este fată mare și pe viitor sunteți tineri frumușei. Totul este înainte, așa, bunica? Deci felicitarea vine după cum ați dat seama, vine din partea soacrei mici, doamna Aliona, care m-a rugat tare mult, doamna Maria, nu greu tare mult să-i reținem poezii lui. Câteva cuvinte datare din suflet pentru voi, că vă iubește mult și vă este recunoscătoare pentru că faceți parte din viața, din familie, din povestea ei de viață. Acum vă ofer cuvânt, draga mea Nadejda, ce vrei să-i spui mami, oaspeților și tuturor celor care sunteți adunați aici. Bună seara! Mulțumesc tuturor, sunteți alături și îmi faceți seara asta mai frumoasă, mai distractivă. Mamă! Mulțumesc pentru tot! Mulțumesc la toți! Sunteți tot alături! Ce de frumos! Uneori gesturile, faptele arată tot! Înlocuiesc cuvintele și eu mă bucur foarte mult că ați, prin această îmbrățișare v-ați spus multe. Cine mai ia cuvânt, vă rog, cine mai vorbăreți dintre voi? Poate și soacra mare, chiar vă rog! E că lăcrimează și ei, ce s-a întâmplat? Vrei să cuprinzi mie ta băietul? Du-te, te rog frumos! Du-te și te îmbrățișare! Așa! E jele și ex duce de acasă, ce să-i faci? E chinetus, așa?
vreți să-i spuneți dumneavoastră copiii? Suntem foarte bucuroși de tine și vă mulțumim foarte mult pentru toate. Vă dorim un drum lung în viață, fără priveștii, casă de piatră, sănătate, bucurie și la mulți ani la toți și vă mulțumim foarte mult. Mulțumim pentru cadou, pentru surpriză. Mulțumim foarte mult. Hai să vedem colonierii și zice, două cuvinte. Ei de obicei de atâta îl întreb de departe, caut să rușinează, zic că nu, nu, nu-i dau microfonul, dar este încurajos, bravo! Bună seara toată lumea! Vreau să mulțumim la toți care s-au alăturat alături de noi în seara asta. Și vă rog seara mai deosebită, mai frumoasă, mai veselă, cred. Și noi ne iubim părinții tare mult și tare mult ținem la dânsă și iubim, estimăm. Ca să iubim toată viața, cred. Și dorim mult sănătate și lor și viața lumii. Bravo. La mulți ani! Doamne, cât de bravo! Deci, știți, este o vorbă, mă unge pe suflet când vă văd și vă ascult, așa sunteți toți de bravo. Noașul mare ne-a dat de moi, prașul îmi spui și... S-o deși mi-a dat de moi, n-am înțeles. Dintre naș, cineva să ia cuvânt. Cine? Nașa? Cine? Nașa. De iute, nu ceva ne-a dat de ochi, am înțeles. Bună seara tuturor, prezență în această seară, care e face seara plăcută tinerilor noștri, finilor. Deosebit muzicanților ce s-au stăluit să stăruiți pentru noi, foarte dragi și dansatori și muzicanții. Îi fac plac că se dansă în Padonia. Foarte mult și dansatoare, deosebit. Și vă mulțumim că ne-au ales pe noi și noi suntem mulțumiți că am ales așa și îndeosebi nașii noștri, foarte mult ne-au ajutat să-mi prezență într această țară nașa, Nanu, e foarte mult la deși și mult copiii, vă adică mie nu sunt în felul lor. Părinților noștri, tot mulțumim că am ajuns până în această țară, suntem prezenți și ești prezenți, adică se bucură și ei de noi. Și noi ne deși, da, într-adevăr. Dorim la toate astea o seară cât mai plăcut, nu ne dă de gol. Chiar într-adevăr, așa